Din dorința de a nu face cheltuieli prea mari și pentru a nu perturba de două ori circulația pe DN7, drumarii vâlceni și-au propus ca decolmatarea podului de la ieșirea din Râmnic spre Călimănești să se facă în 6 luni. Intenția a fost primită cu nemulțumire de către primarul interimar Ion Gigi Matei, dar și de prefectul județului Vâlcea, Dumitru Nicu Cornuiu. Noi vă cerem ceva, dumneavoastră, și dumneavoastră trebuie să răspundeți. Dumneavoastră trebuie să răspundeți la solicitarea comunității să dați traficul, să dați drumul la trafic. Nu stăm 3 luni sau 4 luni. Bine, sau 7 de iarnă, de sărbători. Deci, vreau să vă spun că soluții din astea de mai stăi, mai așteaptă, mai vedem noi. Mai cere și la expert, că voi sunteți singur expert în oraș. Vă feriți de licitație, toți. Să fie foarte clar, eu mă asum ce spun și știu ce vorbesc. Foarte clar. Bun. Altcineva care... Feriți-vă. Pentru că expertul Constantin Flămânzeanu a pledat pentru o soluție finală de lungă durată, autoritățile locale i-au cerut, dimpotrivă, reacții ca pentru situații de urgență. Discuțiile au fost atât de dure încât prefectul a fost gata să renunțe la serviciile expertului. Eu vreau să vă spun că trebuie să ne concentrăm pentru o situație de urgență. N-ați evaluat că e de urgență? E o situație așa de soroc, așa, îi fixăm un soroc. Să vedem cine va desemna pe urmă. 12 luni, cât vreți. Bine, apelați, dar oricine... Bine, gata, am terminat. Intervenția mea, dar am reținut. Pentru a nu lăsa lucrurile nerezolvate, reprezentanții prefecturii Vâlcea, ai primăriei Râmnicului și cei ai drumarilor au purtat o nouă discuție cu termene de executare a lucrărilor și cu stabilirea responsabililor.